Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Am vrut să fac acest videoclip pentru că știu că există o mare problemă cu care ne confruntăm cu toții, o problemă care ne omoară motivația și ne face să ne simțim mici. Comparația cu alții e o problemă accentuată foarte mult de rețelele sociale, pentru că toată lumea vrea să pară mai fericită, mai împlinită, mai decât este. Când intri pe Instagram, vezi o grămadă de lucruri strălucitoare care îți fură ochii. Oameni frumoși, oameni cu bani, în mașini de lux, care au relații super fericite. Și e foarte ușor să pici în această capcană de a-ți compara viața cu viața altui om care postează pe Instagram o grămadă de poze cu case, cu mașini de lux, cu relații fericite. Și sigur, când faci asta, automat încep să îți pui întrebări. Eu de ce nu am așa ceva? Cât de fericit sau împlinit ar trebui să fie persoana aia pentru că are lucrurile alea? Dar eu sunt ghinionist, nu le am. Dar ce nu realizez când încep să te compar cu cineva este că nu îi cunoști toate detaliile vieții, nu îi cunoști trecutul, nu îi cunoști problemele, nu știi prin ce greutăți a trebuit să treacă, nu știi ce obstacole a trebuit să depășească. Tu doar îți compari viața ta, toată viața, cu o mică bucățică din viața lui. Și pe lângă asta, oamenii sunt diferiți, au crescut în medii diferite, au calități diferite. Ce funcționează pentru omul cu care te compari, poate nu o să funcționeze pentru tine. Un alt lucru care mi se pare interesant, să zic așa, este că ne uităm numai în sus, adică la oamenii care avem impresia că o duc mai bine decât noi. Dar ce se întâmplă cu oamenii aflați în scaun cu rotile? Sau cu oamenii care au pierdut pe cineva drag? Sau cu oamenii care au o boală incurabilă? Cu ei de ce nu te compari? De ce nu spui, bă, cât de norocos sunt că sunt sănătos? Sunt recunoscător lui Dumnezeu că m-a ținut așa. Realitatea e că toți oamenii care au trecut pe pământul ăsta au avut suferințe, au trecut prin tragedii, au avut stări negative și gânduri negative și problemele lor. Asta e condiția umană, asta înseamnă să fii om. Nimeni nu este complet fericit sau împlinit pentru că asta ar însemna să fii perfect. Eu cred că adevărata înțelepciune vine atunci când ești recunoscător pentru ceea ce ai, dar lupți pentru mai mult. Asta pare o contradicție, adică să fii recunoscător și să vrei și mai mult în același timp. E bine, cred că e posibil atunci când încerci să fii un om bun. Poți deveni un om bun atunci când încerci să îi ajuți pe cei care n-au avut atât de mult noroc ca tine și au nevoie de ajutor, și când încerci să înveți și să te inspiri de la cei care au mai mult decât tine, în loc să fii invidios pe ei. Am vrut să fac acest video pentru cei care se compară, se găsesc în situația de a se compara cu cei din jur, cu prieteni, cu ce văd pe Instagram, pe Facebook, și nu sunt mulțumiți cu viața lor pentru că au impresia că ce văd acolo este realitatea. Însă nu ai suficiente date, nu ai suficiente detalii despre acele persoane cu care te compari încât să ajungi la concluzia că da, au o viață mult mai bună decât a ta. În schimb, tu ești persoana pe care o cunoști cel mai bine dintre toate. Așa că ar trebui să te compari pe tine, cel din trecut, cu tine din prezent și mi se pare o comparație mult mai corectă. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Dacă vrei să vorbești cu mine și ai nevoie de sfaturi rapid, pentru că pe Instagram am multe mesaje din urmă la care nu am răspuns și timpul mediu de răspuns este de 2 săptămâni, te poți alătura canalului apăsând butonul albastru alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon unde mă poți suna, îmi poți trimite mesaje și voi răspunde în aceea zi în care mi-ai trimis mesajul. Așa cum am zis, timpul de răspuns este de o zi dacă alegi asta, spre deosebire de 2 săptămâni pe Instagram, și vreau să-ți mulțumesc dacă alegi să mă susții. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!